Bună ziua tuturor celor născuți în zodia Fecioarei sau cu ascendent lună ori Venus în zodia Fecioarei. A revenit cu partea a doua a partenerului, a partenerei, dar nu uitați niciodată că puteți schimba pozițiile. Înainte de a începe interpretarea pentru persoana a doua, aș dori să vă amintesc energia comună dintre voi doi, asul de cupe, ceea ce, repet, reprezintă ori un nou stadiu emoțional în relația pe care o experimentați, ori ceea ce corespunde cu ceea ce simt eu mai profund, pentru unii dintre voi, o nouă poveste de dragoste. Începutul unei noi povești de dragoste. Astfel reprezintă un început. Urmează să se desfășoare în februarie, că deja ați întâlnit persoana despre care voi vorbi. Rămâne de văzut, eventual de comentat, dar asul reprezintă un început. Da? Deci, repet, poate să fie o relație de dragoste la început, care deja se manifestă sau urmează să întâlniți persoana despre care vorbesc acum. O persoană din trecutul vostru, poate fi din altă viață, da? Sau din copilărie, din tinerețe, în fine. Aici, înainte de a continua citirea cu partenera voastră, să mai specific că această carte a îndrăgostiților, am zis, reprezintă o decizie foarte importantă în dragoste, dar după cum vedeți, între două persoane, poate persoana aceasta, regina de cupe, o întâlniți în viața voastră profesională și da, e posibil să vă îndrăgostiți de ea, să aveți asul de cupe cu această persoană, pentru că deja mai aveți și un 6 de cupe și o lună care reprezintă o persoană în zodia peștilor sau aracului, da, și pe care ați întâlnit-o de curând sau urmează să o întâlniți și va trebui să decideți între această persoană și o persoană care deja este în sufletul vostru, vă este foarte dragă, poate este chiar soție, da, dar din niște motive, va trebui să alegeți. Aveți două cărți care reprezintă alegerile. Haideți să presupunem că este o nouă dragoste, pentru că alegerile sunt destul de greu de făcut și după criterii adesea neplăcute. Deci persoana despre care vorbim în această etalare are în suflet justiția. Justiția nu apare oricând. Apare după o nedreptate. Apare după o mare nedreptate. Faptul că o are în suflet înseamnă că își dorește să îi se facă dreptate. Măcar la nivel emoțional. Poate își dorește să întâlnească o persoană corectă, care o va aprecia și o va trata corect. Posibil în viața lor până acum să fi, asta spun pentru că au deja niște cărți care explică o situație neplăcută, da, să fi întâlnit, să fi trecut prin multă suferință, poate în altă relație, dacă nu neapărat în relația cu dumneavoastră, și să-și dorească dreptatea, justiția. Poate să fie o situație în tribunal, da, în care se va face dreptate, poate vor să se separă de cineva și să înceapă o nouă viață, o nouă etapă, da? Repet, aceasta e energia comună dintre voi, asul de cupe, o nouă dragoste. Este foarte posibil. E și o persoană care reprezintă zodia Balanței, dar, repet, nu ne fixăm pe zodii, încercăm să interpretăm energiile. Poate, felul în care simt față de dumneavoastră este într-un fel, reprezentat de această energie. Vă simt ca persoană corectă, ca pe justiția de care aveau nevoie în viață.
Am cercat să clarific această carte și din fericire sau din păcate n-am primit decât roata norocului, ceea ce spune că o schimbare în viața lor le va aduce justiția. Și din acest motiv și din acest motiv, cred că povestea dintre voi doi este la început, da? Deci o schimbare karmică, o întâlnire karmică le aduce în viață justiția. Dacă e vorba de voi, de relația cu voi, știți mai bine. Dacă e vorba de asul de spade, știți mai bine. Poate e vorba de o despărțire, da? Și reușește să se elibereze de ceva ce nu a fost corect și nu a fost drept. Mercurul lor, sau cum gândesc, sau cum se exprimă. Au un semn de foc aici, 3 de băte, berbec, leu sau săgetător. Dar, trecând peste zodii, este o energie pasională, își doresc să comunice și e bine, 3 în poziția lui Mercur stă foarte bine aici, e ca la el acasă, își doresc să comunice. Cred că este posibil să fiți la distanță, să nu fiți unul lângă celălalt, poate să fie o relație online, poate pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Și să-și dorească să vină mai aproape de dumneavoastră, da? Mai aproape de acești îndrăgostiți. Sau așteaptă ca dumneavoastră să luați decizia de a veni înspre ei. Aceasta e o persoană care așteaptă, se uită în depărtare și vede niște, să vă și arăt, vede niște oportunități, niște corăbii, da? Vă privesc ca pe o oportunitate, da? Ca pe o șansă deosebită în viața lor. Poate că relația fiind la început, încă nu ați avut timp să culoageți roadele acestei relații, dar ei văd multiple posibilități și bucurii alături de dumneavoastră, da? Deci acesta e mercurul lor sau cum se gândesc, la ce se gândesc. Poate așteaptă totuși niște vești din depărtare, de peste hotare, care să îi mai bine dispună, pentru că în public sunt destul de triști. Repet, cred că au trecut printr-o... Am văzut și mai devreme, în prima parte, când am amestecat cărțile, 3 de săbii, au trecut printr-o dezamăgire emoțională, sentimentală și acum încă sunt supărați. Aceasta e martele lor, Marte de apă, 4 de cupe, e o energie tristă și nu văd oportunitățile din fața lor. Poate că sunteți chiar dumneavoastră marea șansă, da? Și încă trebuie să se desprindă de trecut, să rezolve în justiție o situație, acest 3 de cupe, posibil, posibil, posibil. Și apoi, după ce rezolvă în justiție, să se elibereze de acest trecut și să manifeste o relaxare, pentru că am încercat să clarific, totuși, această carte și am primit 2 de cupe. Cred că în momentul în care vor rezolva trecutul și acest 3 de cupe, da, acest trio, ce s-a întâmplat în viața lor, vor avea deschiderea să simtă așa cum simțiți și dumneavoastră sau să se manifeste așa cum vreți și dumneavoastră să se manifeste. Ei totuși sunt sensibili, sunt niște oameni foarte sensibili, da? Deci după ce își rezolvă problemele, este foarte posibil să puteți să simțiți comunicarea profundă și telepatică care poate fi între voi doi. De ce le este frică de 2 de monede? Le este frică că nu se pot echilibra. Clar, cu justiție și cu 4 de cupe, da, nu sunt în cea mai bună dispoziție, da, încearcă să se refacă după o dezamăgire și le este frică că nu pot să se echilibreze, dar eu cred că vor reuși.
Într-un final, lucrurile nu vin peste noapte, vin în timp, se lucrează și poate îi veți inspira într-un fel, pentru că aveți în public și în martele vostru Regina de Cupe o energie foarte bună. Poate dragostea voastră, felul vostru de a vă purta, îi va ajuta să iasă din această stare. Poate. Ce-și doresc valetul de spade, își doresc să comunice. Pentru cei care au probleme în justiție cu o fostă relație, poate își doresc să spioneze un pic situația, să caute dovezi pentru această separare, da? În tribunal. Dacă e cazul, este foarte posibil cu această carte să existe și cazuri de genul ăsta. Dar, valetul de spade este o persoană care comunică drept, comunică corect. Poate să fie uneori mai copiloroasă în comunicare, de o persoană foarte comunicativă. Ceea ce reușesc într-un sfârșitul lui februarie este această carte, 10 de spade, să treacă peste niște suferințe. Din acest motiv am zis că poate în trecut au experimentat o situație și trebuie să se despartă. Că se despart de dumneavoastră, că se despart de altcineva și vă împăcați și vă doi de cupe, este o energie care scoate în evidență și noțiunea de reconciliere, de reîmpăcare. În cazul în care supărarea s-a întâmplat între voi doi, dacă e o mare, mare durere, mare trădare din partea altuia, vor trece peste ea, da? Și se vor putea bucura de această nouă dragoste, da, foarte profundă cu dumneavoastră, pentru că nu întâmplător aveți Regina de Cupe. Nu întâmplător. Ca și clarificare, am primit judecata, ceea ce îmi spune că da, cu siguranță vor trece și vor renaște la o nouă viață, la o nouă atitudine. Repet, vă puteți împăca dacă v-ați certa, dacă sunteți voi doi care v-ați certat, sau își pot acorda a doua șansă la fericire cu dumneavoastră, în cazul în care nu aveți legătură cu problemele din trecut. Da, ei nu au aceleași cărți ca dumneavoastră, este și normal, suntem diferiți, dar sper ca ceea ce am încercat să interpretez să fie cât mai aproape de viața voastră, în rezonanță cu viața unora dintre voi. O să încerc să iau o carte din cartea oracolelor ale lui Dorin Vârciu. Poate vă inspiră pentru luna februarie. Fecioară. Februarie 2019, te rog. Fecioară. 2019, Fecioară. Februarie 2019, o carte care să inspire pe cei născuți în zodia Fecioare. Books. Cum știm că fecioarele iubesc să studieze, să revenim la această carte, Valetul de Monede, cred că unii dintre voi sunteți încurajați să citiți. Cred că acolo, în paginile cărților pe care, și chiar fiți atenți, mie mi s-a întâmplat, poate cândva o să vă și spun, să întâlnesc anumite cărți în anumite situații și acolo să primesc mesaje absolut de valoare și care să-mi schimbe viața. Cred că dacă intrați în acest moment sau zilele următoare într-o librărie și simțiți că vă simțiți atras de o anumită carte, cred că acolo veți primi niște răspunsuri și vă vor ajuta ori în această relație cu persoana care, v-am spus, are câteva probleme, ori în felul în care vă doriți să manifestați această superbă relație între două suflete perechi, da? Cărți, cărți, citiți! Citiți pentru că, da? Cărțile vă vor da putere. Puterea cunoașterii, în primul rând. Puterea cunoașterii.
Experimentând viața mai multor personaje, veți ști cum să lucrați cu viața voastră și cu cei din jurul vostru. Veți ști ce sfaturi să le dați. Vă veți înțelege valoarea și veți ști, de fapt, cine vă completează cu adevărat. Cam asta ar fi citirea pentru cei născuți în Zodia Fecioare, pentru februarie, scuzați-mă, în 2019. Vă doresc dragoste și pace, numai bine!